Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Aducem din nou în discuție subiectul apei pe care buzoienii o primesc la robinete în această seară. Invitat din nou alături de mine în platoul de la TV Buzău, domnul Ion Barbu, consilier local. Bună seara, domnul Barbu! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Am la valieră, normal că... Bună seara, doamnelor și domnilor, o mică defecțiune tehnică ce ne-a pus în dificultate câteva secunde, însă suntem alături de dumneavoastră în această seară și sperăm să ne urmăriți. Subiectul în această seară este încă o dată apa murdară pe care buzoienii o primesc la robinet și așa cum spuneam și mai devreme, domnul Ion Barbu, consilier local, din nou în platoul de la TV Buzău. Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp din nou să veniți. Vă mulțumesc pentru invitație și sper să reușim în seara asta să facem ceva în așa fel încât lucrurile în final să aibă și un sens, o concluzie. Să aibă un sens și să aibă un sens foarte bun pentru buzoienii noștri care plătesc din buzunare facturile pentru apa care de cele mai multe ori nu arată așa cum ar trebui și cu siguranță nici nu prea se poate bea. În urmă cu aproape două săptămâni erați pe același scaun și dezbăteam același subiect, faptul că primim apă foarte murdară la robinet. În acel moment o sticlă de apă trona aici între noi și buzoienii puteau vedea cam ce culoare are apa ce vine uneori la robinete. Chiar dacă nu vine în toate zonele, ea vine când pe Unirii, când în altă zonă și toți ne bucurăm, între ghilimele, de o asemenea apă. Dumneavoastră, la un moment dat, ați conceput de la cap la coadă un proiect foarte amplu care să vină în sprijinul buzoienilor și să spună cei de acasă, uite domnule că primesc apa asta, dar nu sunt nevoit să o plătesc tot timpul așa. Ce s-a întâmplat din momentul în care ați conceput acest proiect? Care a fost parcursul proiectului respectiv? Proiectul a fost susținut pentru a fi depus de o treime, cum era și normal, de o treime dintre numărul consilierilor. L-am depus la primărie, a primit ok-ul din partea secretarului primăriei, ok-ul de legalitate, a intrat în dezbatere la comisiile de patrimoniu și juridică. La comisia juridică, tot așa, pentru că nu erau probleme, deci în ceea ce privește încălcarea eventuală a legilor legate de furnizarea apei de către companie de apă, prin urmare de această comisie a trecut. În schimb, la comisia de patrimoniu, cei care sunt în comisia de patrimoniu, reprezentanții companiei de apă, că acolo sunt și reprezentanții companiei de apă, care sunt și consilieri, există din acest punct de vedere o situație care eu am condamnat-o, aceea a conflictului de interese. Deci a trecut... Asta o să discutăm puțin mai târziu, că și mie mi-a atrage atenția. Cu siguranță nu e normal să ocupe funcții și în ambele instituții. S-au sesizat, au fost sesizați cei de la compania de apă, au intervenit cu specialiști din primărie și proiectul depus de mine, în forma care eu am realizat-o, a fost schimbat întru totul, s-a dat publicității un alt proiect, însoțit doar de expunerea de motive pe care eu am prezentat-o lângă proiectul propus. Normal, orice proiect trebuie să aibă o expunere de motive. Din proiectul supus dezbaterii, eu am tras concluzia că nu a fost niciun interes ca acest proiect promovat de mine să aibă finalitate,
Ba din contră, din dorința de a lăsa impresia că există totuși un interes din partea celor care lucrează în primărie de a promova un proiect cât de cât în interesul cetățeanului. Și era momentul acela, ori te decizi să promovezi proiectul propus de consilierul Barbu, ori nu, și atunci era o imagine destul de proastă pentru cei, și în mod special pentru primar. În condițiile astea s-au găsit, zic eu, nu știu dacă unul sau mai mulți, specialiști din primărie, cred că sunt din primărie, dar pare să că a fost dat pe mâna celor de la compania de apă să fie făcut acest proiect. Cert este că în final, în dezbatere publică, a apărut un proiect care practic îngreunează mai mult dreptul de a sesiza și de a beneficia după aceea de prevederile legale, de altfel, care spun că orice cetățean care nu primește un serviciu de calitate în speța noastră apa la parametrii de calitate corespunzători să beneficieze de bonificație de 30%. Acest termen de bonificație este cuprins în ordinul 90 al ANSC pe 2007, ordin care la Buzău, deși este din 2007, niciodată nu a fost respectat. Pentru că apă am primit întotdeauna și până în 2007 o parte dintre buzoieni, dar și după 2007, cu o frecvență, pot să spun, crescută, aș spune eu, da, în ultima perioadă. Și s-a ajuns ca în ultimele luni, motiv pentru care m-au și determinat să întocmesc și să promovez acest proiect, în ultimele luni ale, sau în primele luni ale anului 2014, situația să fie generalizată aproape în municipiul Buzău și la o periodicitate de aproape săptămânal să avem probleme foarte, foarte mari în ce privește calitatea apei. Deci, din acest motiv, cu scopul de a lua niște măsuri, eu am promovat acel proiect. Proiect care nu se mai regăsește în anunțul dat publicității de către primăria municipiului Buzău. În momentul în care dumneavoastră îmi spuneți că există un cadru legal care ar permite oricărui cetățean să sesizeze și să obțină o reducere pentru faptul că primește un serviciu de proastă calitate și primirea apei acasă, este tot un serviciu de care ne bucurăm și pentru care, de asemenea, achităm sume consistente lunar. În momentul în care există acest cadru legal și el există din 2007, domnul Barbu, de ce nu vedem oameni care fac sesizările astea? De ce nu avem compania de apă? De ce nu avem RAMU? De ce nu avem alte companii ce ne furnizează nouă servicii, că sunt atacate între ghilimele de cetățeni, să se ducă cetățeanul să spună: domnule, eu trebuie să am o reducere, că îmi dați apă murdară sau apa caldă nu vine sau așa. Nu, aș vrea să vă contrazic un pic. De la început, numai de la începutul anului 2014 și până astăzi, din zona PT33, Asociația de Proprietari, de unde vin eu, numărul 1, au fost lunar cel puțin 10 sesizări de la cetățenii din acea zonă către compania de apă privind calitatea apei. Au venit cei de la laboratorul companiei de apă. Dar nu au venit nicio bună, nu? Păi, normal. Atâta păi, timp cât cel care furnizează serviciu face și analiza probei și cel mai grav este un lucru pe care îl sesizez. Inclusiv proiectul acesta supus dezbaterii publice nu are o măsură prevăzută acolo ca cel care a făcut sesizarea să meargă, să însoțească laboratorul la realizarea locul, exact, la efectuarea analizei, testului probei, respectiv. Testului. Păi ei poate cumpăra apă plată și fac testul ca păi să ni-l arate, să, nu? Să nu-l facă chiar, dacă sau merg cu proba respectivă. Exact. Și nici măcar după ce, chiar dacă au măsluit eventual analiza respectivă, nu dau un răspuns celui care a sesizat, un răspuns înscris pe un buletin păi de analiză. Exact asta voiam să vă întreb. De câte ori cetățenii din blocul dumneavoastră, unde dumneavoastră sunteți președintele Asociației de Proprietari, de câte ori au venit locatari să spună: domnul Barbu, ne-au trimis cei de la compania de apă răspuns și au zis că apa e bună și suntem noi?
Nu, niciodată. Mi se pare, măsura trebuia, dacă măcar nu au primit, dar era corect și legal așa, să primească un răspuns, să primească un buletin de analiză, că de-aia a sesizat proprietarul respectiv. Păi, și mie mi se pare la fel de normal să primesc un răspuns când fac o astfel de sesizare. Dacă nu, ce încredere pot să am dacă nu mi se răspunde niciodată? Măcar să mi se spună că n-am dreptate și văd eu cum mă împac cu ideea, dar să mi se răspundă ceva. Da, singurul lucru care s-a mai făcut a fost că s-a redus din factura pentru blocul respectiv sau deci blocul respective o anumită cantitate, e destul de mică, nesemnificativă comparație cu situația care a determinat până la urmă sesizarea dispeceratului și a companiei de apă. Nu suntem tratați la modul serios. Nu suntem, din păcate, luați ca și părți în contract. Pentru că, până la urmă, între... Nu, noi suntem doar părțile alea care dau banii, domnul Barbu, și n-avem nicio semnificație în ochii celor care conduc foarte deștept astfel de companii. Compania de apă este condusă frumos, încasează bani frumoși, ne dă apă de care vrea ea, că nu ne dă de care vrem noi ca să putem să o bem. Nu, compania de apă dă apă cu rugină. Apă cu rugină are, lasă că le dăm și ăștia sigur o să o plătească și o să o și bea. Ne dă apă cu pământ, nu oprește când vrea și așa mai departe. Compania de apă, în punctul meu de vedere, este un fel de stat în stat. Drept așa dovadă pare. Și acest moment în care noastră veniți cu un proiect, comisia de la primărie zice, haide să revizuim, cei care sunt angajați în compania de apă, dar au acces și prin primărie, ce zic, hai așa să vedem că nu e proiectul ăsta cum cred ei în defavoarea companiei de apă, lasă că îl facem în favoarea companiei și în defavoarea celor care plătesc. În speță buzoienii care... Este foarte grav că prin acest proiect practic se absolvă de vreo obligație compania de apă și vă spun de ce. Dacă până acum sesizările erau urmate și cât de cât de niște măsuri, că se 5% se ceva reducea minimalist din factură. Acolo, dar să simțim și noi că prin acest proiect că suntem băgați în seamă. Supus dezbatere publice și până ieri trebuiau făcute modificări de cetățeni orașului Buzău la acest proiect. De-aia am avut intervenții, am acceptat și eu la rândul meu am solicitat să am intervenții, să putem clarifica lucrurile astea în așa fel încât cetățenii municipiului Buzău să sesizeze primăria că lucrurile nu sunt în regulă cu acest proiect. Că nu sunt de acord cu forma actuală exact. A proiectului. Există un articol 3 în acel proiect supus dezbatere publice, care spune că în momentul în care sunt intervenții la rețelele de distribuție, compania de apă și se furnizează apă la parametri necorespunzători, compania de apă este absolvită de obligația de a diminua factura cu 30%. Numai că eu am dat peste tot publicității unde am avut ocazia o prevedere legală de altfel. Un cadru legal de care nu se ține cont. Deci este un alt cadru legal de care nu se ține exact. Cont. Există nu că ar fi prima oară. Categoric. Există o normă, există o hotărâre de guvern de altfel, 974 din 15 iunie 2004, care tot la un articol 3 spune următorul lucru. Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată. Dacă în proba prelevată la ieșire, nu știu ce sunt anumiți parametri necorespunzători, ea să fie asistată de a mai fi servită populație. Dar și în ordinul 90, al RSC, cel mai cuprinzător, la care eu am făcut cel mai mult referire, la un articol 243, spune din nou acest ordin că după încheierea operațiunilor de remediere, la după intervenții, pe care le execută toate compania, instalațiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă, populația va fi înștiințată că poate utiliza această apă. Deci, ce se întâmplă cu această hotărâre de Consiliu Local? Este în afara legii, nu? Este absurd să credem că vreodată la Buzău s-a aplicat ceva din legea pe care dumneavoastră tocmai mi-ați citit-o. Dacă vine cineva din compania de apă să-mi spună mie că au dezinfectat apa și au anunțat cetățenii să n-o bea și ne-au anunțat când să o bem, eu accept să mă
răstignească pe cruce, nu găseam cuvântul. Adică, Doamne iartă-mă, mi se pare că suntem luați peste picior de către compania de apă când ni se pune un astfel de proiect în față, în contextul în care proiectul era menit să fie în avantajul buzoienilor și eu îl văd că acum a devenit în avantajul companiei de apă. Sigur. Mai este un lucru pe care eu l-am sesizat. Prin acest proiect supus dezbaterii publice se interzice dreptul cetățeanului care stă la bloc să mai facă sesizări, el în nume propriu, ci să înștiințeze reprezentantul asociației și reprezentantul asociației să înștiințeze compania de apă. Adică este... să așteptăm după administrator. Exact. Simplu și logic. Poate că la ora 22-23, când eu primesc și normal dispeceratul are program 24 din 24, deci ar trebui până acum, de fapt, să și putea întâmpla lucrul ăsta, să sesizez direct ca cetățean compania de apă. Acum nu, trebuie sesizată întâi asociația și asociația să înștiințeze compania de apă că într-o anumită perioadă... Păi, ce se întâmplă? Adică, eu la 11 seara primesc apă foarte murdară de la compania de apă, că așa vrea compania să-mi dea, după care trebuie să aștept până dimineață, mă duc la administrator și tot așa. Avem un telefon pe fir, așa că vom întrerupe foarte puțin discuția. Alo, bună seara! Din păcate, se pare că s-a pierdut legătura telefonică. Ei, așa cum spuneam, dacă înainte puteam să sun la dispecerat să spun, domnule, primesc apă murdară, ce se întâmplă? Nu, eu trebuie să stau, să împăzesc administratorul și să văd dacă administratorul e acasă, să le rog frumos să mă ascultă, să le rog frumos să trimită sesizarea? Da. Din păcate. De ce? De ce? Pentru că așa se propune prin acest proiect de hotărâre de Consiliu Local. Și mai intervine un aspect. Într-un condominiu, cum îi zicem prin legislație, adică într-un bloc, pot fi și chiriași care ei plătesc cheltuielile până la urmă de întreținere, adică apa și așa mai departe. Este, prin acest proiect, este exclus de la dreptul de a sesiza chiriașul. O să vă rog să mă scuzați o secundă, pentru că s-a reluat legătura telefonică. Alo, bună seara! Bună seara! Mă auziți? Vă aud! Bună seara! De la Pătărlagele vă deranjăm. Vă rog! Avem și noi o problemă tot așa cu compania de apă. O întrebare pentru cineva de la... Deci în satul Mărunțișu, da? Conductele sunt făcute dinainte, bazinul la fel, doar că plătim apa 55 lei metru cub. Da? Nu s-a făcut nicio îmbunătățire. Bazinul vechi de pe timpul lui Ceaușescu, acum apa, când e prea multă, când plouă, vine tulbure și dă peste bazin, când nu plouă, nu e apă. Nu s-a făcut nicio investiție, doar să ia banii. Vă răspund imediat? Da. Eu nu sunt de la compania de apă, dar știu foarte bine ce... A zis că mai intră cineva, un purtător de cuvânt, intră mai târziu în aia. Doar o întrebare așa, dacă poate... Nu, haideți că știu eu despre... Eu sunt consilier local municipal și știu că și orașul dumneavoastră face parte din Asociația de Dezvoltare Regională, unde... Sunt niște reguli cu care eu, de fapt, n-am fost de acord niciodată, dar, din păcate, primarii cu consiliile locale respective au decis să vă includă și pe dumneavoastră mai multe localități, din ce în ce mai multe localități, din dorința de a face o dezvoltare în zonă, au introdus comunele respective pe partea aceasta de furnizare a serviciului de alimentare cu apă în această asociație de dezvoltare. În asociație de dezvoltare, regulile sunt stabilite la nivelul, din păcate, la nivelul conducerii companiei de apă Buzău, unde prețul metrului cub de apă, știți destul de bine, sau poate nu, dacă nu știți, vă spun eu, este al doilea pe țară, după Constanța, ca valoare, ca o sumă foarte, foarte mare, cu canal cu tot 8 lei și 10 bani. Da. Și din păcate, ați fost băgați în această horă, fără ca dumneavoastră să fi știut măcar că veți intra vreodată în această urmă. Numai pe factură să vede. În rest nu sunt nicio îmbunătățire. Sigur că da. Vara când nu plouă... Intervenția telefonică, știu care este situația în zona, adică știu și eu care este situația, s-au făcut niște lucrări în anumite zone și mi se pare fantastic faptul la noi, că... Și încă ceva, la noi vine apa prin cădere. Nu se plătește niciun motor, nu se plătește nimic, curent, nimic. Deci vine apa prin cădere. Iar factura bănuiesc că este de la compania de apă acum. Da. Da. Să vedeți că de aici încolo veți fi supus regulilor. Nu se compara prețul la apa prin cădere cu apa trasă din și
Sigur. Eu așa consider. Bineînțeles. Bineînțeles. Știu care este situația, tocmai de aceea am spus. Nu este singura zonă din acea parte a județului unde apa vine prin cădere și totuși se facturează la niște prețuri care nu sunt de neglijat. Nu se consumă nicio energie. Avem niște țevi, avem niște lucrări. Este normal, din punctul meu de vedere, ca un plătitor de taxe și impozite să mergeți la primar și să-l întrebați. Pe noi nu trebuia să ne întrebați, domnule primar, când ne-ați inclus în asociația de dezvoltare și ne impuneți acum să plătim apa la prețurile astea? Când am întrebat, nu primarul, conducerea de la centru de apă, de la aia, a spus că ei plătesc și la apele române, nu știu ce taxe. Da, și banii trebuie să vină de la noi ca să se acopere ei cu toate cheltuielile. Păi totdeauna de la cei de jos vin. Bineînțeles. Bineînțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Seară bună. Seară bună, la revedere. Cam asta este situația și compania de apă, în încercarea disperată de a se dezvolta foarte, foarte mult, se pare că a făcut și astfel de situații. Nu, eu vă întreb un lucru. Acest cetățean care a sunat de la Mărunțișul, de ce să fie abonat al companiei de apă și de ce să nu-și facă el un bazin în curte, care e la fel, plin când plouă, gol când e secetă și trage o țeavă dintr-un deal? Eu sunt convins că se va reveni la vechiul obicei al românului de a face fântână în curte. Pe metru cub la compania de apă? Da. Pentru? Întreb. Da, e normal să întrebați, e normal să ne întrebăm cu toții, nu se gândesc deloc la consecințele imediate. Adică, eu sunt convins că în 2-3 ani de zile din ce în ce mai mulți proprietari de case se vor debranșa de la sistemul. Mi se pare normal. Și vor fora din nou puțuri și se vor servi de apa din... Exact cum au făcut cetățenii cu Ramu, când n-au mai suportat, le-a ajuns până aici și au zis, domnule, investesc Dumnezeule într-o centrală din aia de apartament și fac eu căldură când vreau eu și plătesc mai puțin pe gaze și pe electric decât să le dau bani ăstora de la Ram, 4 milioane la întreținere pe două camere pe lună și ce? Și căldura vine, păi, eu am dat un telefon la un moment dat și mi-a spus că pleacă temperatura la 50-60 de grade apa de la Ram. Și la mine ajunge la cât? La 10. Dar Ramu e o altă discuție. Compania de apă este la fel, stat în stat și face ce vrea. Drept dovadă și ceea ce spunea telespectatorul din seara asta de la Mărunțișu. Ne apropiem de jumătatea ediției. În partea a doua trebuie să le spun celor de acasă că cine n-a trecut în ultimele zile prin fața celui mai mare parc din oraș, și anume prin fața Crângului, poate că nu știe că a răsărit acolo un crater. Domnul Barbu arată de parcă ar fi dat drumul cineva unei bombe și noi trebuie să o suportăm. Un malder de 2 metri de pământ, o grămadă de mașini acolo, trebuie, ne așteptăm să planteze ceva. De-aia am zis porumb. Mă gândeam că fac vreo cultură în fața Crângului. Scoase toate pavelele puse de câteva luni de zile, că așa e la noi. Când asfaltăm, săpăm. Când punem pavele, vine compania de apă și face o gaură. În partea a doua vom vedea și cum justifică compania de apă craterul din fața Crângului, cam care e suma alocată ca să și repare, să și înlocuiască magistrala și vedem și noi cam cine credeți că o să voteze cu da și cine o să voteze cu nu proiectul actual în ședința de săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, doar câteva minute de publicitate și ne întoarcem imediat. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, alături de mine în această seară, domnul Ion Barbu, consilier local, și dezbatem subiectul apei pe care o primesc buzoienii la robinet, așa cum v-am spus încă de la început, și vorbeam de proiectul care a pornit într-o formă, dar a fost modificat ca să îi vină bine companiei de apă să nu facă nicio concesie pentru buzoienii care plătesc facturi în fiecare lună. Și vă întreb un lucru. Proiectul acesta, în această formă, va ajunge săptămâna viitoare pe masa ședinței? El și-a depășit până la urmă termenul de a sta în dezbatere publică. Ieri a fost ultima zi când se mai puteau face modificări. Sunt convins că o să intre în ședința de Consiliu de 27. Chiar am făcut apel și fac și la dumneavoastră în emisiune, apel către locuitorii municipiului Buzău care au spirit civic și să vină la ședința de Consiliu Local. Eu vă spune acolo nemulțumirea vis-a-vis de faptul că s-a modificat în favoarea companiei de apă acest proiect.
Și dumnealor își pot exprima punctul de vedere în așa fel încât să atragem atenția și să vadă și buzoienii cine votează și ce votează în Consiliul Local. Că sunt dezamăgit total atât pentru faptul că practic au vrut să contracareze proiectul care era legal din toate punctele de vedere propus de mine, să-l contracareze cu un alt proiect unde, măsluind într-un fel sau altul sau folosindu-se într-un fel sau altul și de numele meu, în sensul că se spune aici că expunerea de motive este făcută de mine. Expunerea de motive nu are nicio valoare. Expunerea de motive practic prezintă legislația care a stat la baza întocmirii proiectului și motivul pentru care eu am propus acel proiect, adică nemulțumirea populației municipiului Buzău vis-a-vis de calitatea apei furnizate de compania de apă. De la un proiect, de la o măsură care venea în sprijinul cetățeanului, acest proiect s-a transformat într-o măsură care vine în sprijinul companiei de apă. Parcă aici aveam problema. De parcă cea care rămâne fără bani și cea care este umilită este compania de apă. Eu am zice că este tocmai invers. Buzoienii sunt umiliți, așa cum a sunat și cetățeanul de mai devreme, oamenii aceștia care plătesc bani și primesc un serviciu de foarte proastă calitate, din punctul meu de vedere, sunt umiliți de compania de apă. Sigur. Și intervine încă un aspect care pentru mine este șocant. Aș zice eu, aș eticheta într-un fel, pentru că au trecut niște ani, nesimțirea de care dau dovadă în continuare reprezentanții companiei de apă, atunci când în loc să stabilească, dacă tot a intervenit acest proiect propus de mine și e clar că este pe baza nemulțumirii cetățenilor, să stabilească niște termene de, pentru punerea în aplicare a unor măsuri, niște termene mult mai scurte. Care să dea speranță buzoienilor. Uite, domnule, că se va face ceva. Le-a zis să facă până în august sau până în septembrie. Exact. S-au dus până în 2018, unde spun ei că vor face vor schimba câțiva zeci de kilometri de conductă, că vor face niște îmbunătățiri în stațiile de captare a apei. Am atras atenția de mulți ani. Deci 4 ani trebuie să așteptăm să primim apă bună, nu? Da. Iar în perioada asta sunt acoperiți de acel articol 3, unde spun că în toată această perioadă, dacă sunt intervenții, dacă sunt defecțiuni, dacă sunt probleme... În condițiile în care e logic să fie intervenții și defecțiuni în perioada asta, că nu poate să-mi spune nimeni că 4 ani nu vor avea astfel de chestii. Și mai e un lucru. De unde să știu eu când fac sesizarea că apa e murdară, că au avut intervenții, pentru că tendința este clar să suspicionăm că, de fapt, se îmbrobodește, să încearcă să se ducă cu preșul, să încearcă să se acopere de către compania de apă o neglijență, până la urmă, o lipsă de responsabilitate cultivată de cei din compania de apă în ani în șir. Și eu atrag atenția încă din 2002 asupra calității apei potabile furnizate populației. Toate investițiile, foarte mari de altfel, au fost făcute în stațiile de captare a apei. Nu s-au făcut decât s-au făcut investiții foarte mici pe transport, adică pe conductele care pleacă din stațiile de captare până în punctele termice. Care au 10 de ani. Din 60 și ceva, din 70. Exact. Când a fost instalat domnul Tescaru, nu știu dacă și la dumneavoastră, mi se pare că am spus și la dumneavoastră într-o emisiune lucrul ăsta, i-am atras atenția de atunci că prima măsură care ar trebui să o ia, ca un om care a trăit în Buzău și am avut și responsabilitatea asta cu asociațiile de proprietari, am atras atenția de la început că prima măsură, ca și director, este aceea, care ar trebui să o ia, este aceea să facă tot posibilul să aducă bani și să reabiliteze infrastructura de distribuție și transport din stațiile de captare către punctele termice, din punctele termice către blocuri. Și răspunsul domnului director la vremea aia, ca un contabil, că asta dânsul economist așa și a gândit ca un contabil. Și domnule, ne mai trebuie 40 de ani să putem pune în aplicare o asemenea măsură. Nu sunt bani. Și bineînțeles că au fost bani care au fost dați celor care au făcut la Drăgaica acolo stația de captare, modernizare. Arhitectul ăla, din ce am auzit eu la un moment dat, a primit foarte mulți bani pentru a face o asemenea arhitectură acolo, cu sferele alea care ne sunt așa de plăcute. Vă întreb pentru... dacă designul era important la stația de captare. Da, era important, domnul... foarte important, atâta timp cât apa... Când vine apa maro, ne luăm un pahar de apă maro și mergem să-l savurăm privind
privind designul de la stația de captare. Nu, cred că mai degrabă ne întindem rufele acolo. Alea murdare, scoase de mașinile de spălat. Deși rufele murdare... Cea mai mare problemă, de fapt... Teoretic nu s-ar spăla în public, dar de data asta se merită, nu? Așa este, trebuie să ne spălăm rufele în public ca să afle și reprezentanții companiei de apă faptul că nu prea mai suntem dispuși să acceptăm astfel de lucruri. Ca să... Fiu de acord cu dumneavoastră că nu prea mai sunt cetățenii municipiului Buzău de acord cu asta. Vreau să-i văd în ședința de Consiliu, să nu putem respira de aglomerația pe care au creat-o în ședința de Consiliu și să vină și cu hainele, să le pună pe masă. Colegul meu, trebuie să le spun celor de acasă, că un coleg din redacție m-a întrebat înainte cu vreo oră de ora 6, a zis, ce emisiune faci în seara asta? Și am spus, fac cu domnul Barbu pe tema apei, pentru că nu se rezolvă și pentru că s-a schimbat în favoarea companiei. Și astăzi mi-au stricat o mașină de rufe, a băgat soția mea rufele la mașină și le-am stricat pe toate. Îi aștept toți telespectatorii care au o asemenea problemă să vină în ședința de Consiliu, au dreptul să participe la ședința de Consiliu, își pot expune fără niciun fel de... Din banii lor? Sigur. Se fac astfel de lucrări și astfel de chestiuni care duc bine numai către o parte. Adică buzoienii plătesc, compania de apă primește și se folosește de bănuți. Mai e un lucru. Compania de apă beneficiază de un proiect european. Este drept tot pe spinarea noastră, pentru că datorită acestui proiect european noi plătim în fiecare an o majorare cu 10% a prețului metrului cub până în anul 2025. Este asta o clauză contractuală? Este. Și mai e un... pus acolo ca și parte a beneficiului care trebuie să realizeze compania de apă, apa meteorică. Deci, în momentul în care în 2012 am propus și am și introdus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu din luna octombrie, noiembrie, decembrie, că s-a tergiversat și de-abia în noiembrie a fost introdus pe ordinea de zi, în acel an, proiectul meu, acela de a scoate apa meteorică de la plată, în facturile de la buzoieni, a fost, bineînțeles, respins pe un motiv foarte serios de altfel, contractul cu Berdu, unde compania Asociației de Dezvoltare Regională, la momentul acela, în 2008, când a luat ființă, s-a bazat pe sursă de venituri și din apa meteorică. Dacă până atunci mi s-a arătat cu degetul o anumită persoană care a fost la un moment dat președinte al ANRSC, eu am spus așa, dacă acel președinte al ANRSC la momentul ăla a fost de acord să se introducă apa meteorică, noi buzoienii, prin semnăturile noastre, vom scoate acest... Putem elimina acest cost. Numai că cei de la compania de apă au început să aibă probleme, să se gândească că s-ar putea să treacă prin Consiliul Local și să și fie aprobat, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care eu am și avut o reacție destul de dură la adresa celor care n-au vrut să voteze pentru scoaterea apei meteorice, dar, într-adevăr, pe un document foarte solid, acela al contractului cu Berdu, unde compania de apă, Asociația de Dezvoltare, s-a angajat că va introduce ca și parte la veniturile companiei și apa meteorică. Așadar, putem noi, mai pe românește, să stăm și în cap, că acea apă meteorică va trebui plătită tot de buzoieni mai tot timpul, pentru că face parte din acel contract, este o clauză, așa cum a spus și noastră, o altă clauză de care nu s-a vorbit și de care poate nici 10% dintre cei de acasă nu știu, este cea cu majorarea tarifului periodic în baza clauzei din contract. Da. Și este deci, un lucru inacceptabil. Plătim pentru că așa și-a asumat compania de apă răspunderea să facă. Da, și vedeți, o să vedeți și anul acesta că se majorează metru cub pe semnătura primarului, că este președintele Asociației de Dezvoltare Regională și stabilește în Consiliul de Administrație al acestei Asociații de Dezvoltare, se stabilește majorarea prețului fără ca să fie adus la cunoștință prin factură. Că există în contractul dintre compania de apă și asociații această prevedere. Că suntem obligați să înghițim. Eu vă întreb un lucru. Compania de apă oare n-ar fi trebuit să fie obligată să spună cetățenilor? Da, ar fi fost... Dom'le, noi am semnat contractul ăsta și vrem să facem asta și asta, dar vom fi obligați să vă cerem mai mulți bani odată la 6 luni, la un an, la cât ne cerim? Niciodată. N-am știut până când nu am forțat nota cu acel proiect. O și să când... vă întreb o secundă din nou, pentru că avem pe cineva pe fir. Alo, bună seara! Salut, bună seara! Vreau să
dați numărul de telefon domnului Barbo, că vreau să mă întâlnesc cu dânsul la birou la dânsul, să-i prezint niște acte de la compania de apă, ce ne facturează și ce pun pe listele de plată asociația noastră de locatari. O să vă rog să lăsați în redacție numărul dumneavoastră de telefon, da, 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 să vă sun, da, eu. Să vă rog să-l luați și să... Este în redacție, am rugat să vi-l dea. Ce fel de acte? Despre ce fel de acte este? Deci, compania de apă facturează în spatele facturilor de consumuri de apă, de la indexul vechi la indexul nou, se stabilește, se citește și se stabilește consumul la 8 lei și 16 bani. Da. Iar asociația, înmulțind metri cubi ai condomeniului, pe metrul de la condomeniu, trebuie să ne dea o sumă. În listele de plată avem alte sume. Și am făcut o adresă către asociația, președintele asociațiilor de proprietari, domnul Ionescu, a dat-o la primărie și doamna Neagu a făcut niște calcule de ieșite din matematica după globul pământesc. Aici, dacă îmi permiteți, eu vreau să vă spun că domnul Ionescu putea să vă dea răspunsul. Ia să vedeți, dacă stăm de vorbă împreună, să vedeți ce răspuns vă dau eu. Păi da, pentru că trebuia să vă spună unde și care este adevărul vis-a-vis de modul în care se facturează apa. Eu am mai luat legătura cu alte asociații. Deci 8 lei și 16 bani este apa potabilă. Plus canalul. Propriu-zis. Plus canalul. Care este apa potabilă, canal și TVA-ul. 8 lei și 16 bani. Da, 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 da. Bun. Din calculul pe prețuri canal și apă potabilă este 8 lei și 17 bani. Da. Asta, compania de apă este mai dată decât cu un ban la metru, da? Și ne facturează numai 8 lei și 16 bani. Din coace, apa potabilă pentru apă caldă este 8 lei și 16 bani, tot la fel. Care da, pentru că compania de apă. În schimb, asociația trebuie să comunice pe listele de plată gigacaloria consumată pentru metru cub de apă caldă. Consumul când se consumă la metru cub de apă caldă al cetățeanului care nu are centrală proprietate. Când vom avea timp să dezbatem încă o problemă vis-a-vis de diferențele acestea, o să eu vă arăt. Eu chiar vreau să duc la ședința de consiliu să pun o problemă. Adică să știe tot Buzăul niște lucruri. Că sunt niște dedesubte de trezare capăt, domnul Barba. Da, eu o să am mai răspuns la întrebări de genul ăsta, o să vă răspund dumneavoastră în particular, pentru că emisiunea are altă temă și o să vă garantez eu că vom face dezbateri mai multe, pentru că trebuie să schimbăm un pic sistemul și o să vă spun eu de ce trebuie să schimbăm sistemul de facturare. A rămas la plugul de lemn, să știți. Da. Trebuie să vă spun, dacă tot s-a deschis subiectul cu dezvăluire peste dezvăluire și faptul că plătim multe lucruri pe care, de fapt, nu știm ce plătim în acele facturi, mai exact, trebuie să vă spun că aproape săptămânal voi dedica o ediție acestei teme. Compania de apă să ne dai și nouă niște răspunsuri. Și dumneavoastră lăsați un număr de telefon în redacție, o să luăm legătura să vedem și noi ce e pe factura aia, ce se face mai departe, unde se merge cu factura, vreau să știu ce plătesc, vreau să știu de ce plătesc atât. Sunt dispus când am timp să vin și să clarificăm toate problemele. Săptămâna, domnul Barbu, trebuie să ne vedem. Da, Barbu, chiar vă rog, eu sunt alea că ocupat la Palatul Marghiloman acolo, că am o meserie de asta, mai căutat să știu. Vă invităm să ne urmăriți săptămânal ca să țineți aproape de firul poveștii cu compania, dar cu o poveste tristă, din păcate. De asemenea, numărul de telefon îl lăsați la colegii mei din regie și vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Da, 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 să-l transmită oricui cine îl cere. Domnul Bașu, mă numesc. Da, 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 cu eu vă sun. Cu siguranță o să ia legătura cu dumneavoastră. Eu vă sun. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamne ajută, bine. Numai bine în sănătate. Domnul Barbu, ca să vedeți și noastră că oamenii până la urmă primesc o factură, se sucesc, se învârtesc, o plătesc, însă până la urmă se întreabă, dumneavoastră, dar ce plătesc? Da, de ce plătesc așa? Și tot așa. Colac peste pupăză, cum s-ar spune, zilele astea a răsărit în fața Crângului, cel mai vizitat parc din orașul nostru, nu numai de buzoieni, ci și cei care sunt în trecere prin Buzău, aruncă ochii prin parcul Crâng,
a răsărit un crater. După cum spuneam, m-am gândit că ori trebuie să planteze ceva, ori au găsit niște vestigii pe acolo, pe dedesubt și trebuie să facă niște săpături. Nu. Compania de apă s-a gândit că are de făcut niște lucrări după ce alții au pus pavele în fața crângului. Avem pavelele alea de 3-4 luni de zile, după ce că și alea erau puse de nivelate de zurpei pantofi în ele. Noroc că le-a scos compania de apă, da? Nici nu știu dacă e bine sau e rău. Ei, au făcut dita mai craterul acolo, colegii mei au încercat să ia legătura cu reprezentanții companiei de apă ca să aflăm și noi, uitați, dragi telespectatori, în cazul în care n-ați reușit să treceți pe la crâng din cauza vremii nefavorabile, așa arată intrarea în crâng. Avem acolo un culoar de 40 de centimetri rămas ca să ne strecurăm în crâng. Și se lucrează. Se lucrează acolo ceva ce trebuia terminat de 6 luni de zile, domnul Barbu. Lucrarea asta pe care o vedem noi începută de 3 zile, ea trebuia terminată de 6 luni. De 6 luni. Este o parte din înlocuirea magistralei Crâng-Bălcescu. Sunt etape în înlocuirea conductelor din magistrala Crâng-Bălcescu. Ca să le dau o veste tristă buzinilor, dragilor, intersecția dintre Bălcescu și Bulevardul Stadionului va fi pe jumătate distrusă de lucrările companiei de apă. Din crâng se va merge către intersecție, pe zona respectivă. Acum, vara, domnul Barbu, vara și când e cald și mașini. Și după ce au fost cheltuiți și după ce am cheltuit bani, să pune niște pavele strâmbe, ca să nu mai aduc în discuție cum sunt pavelele alea puse ca și prin centrul orașului, dar aia e altă poveste. Indiferent ce motive s-ar aduce în discuție vis-a-vis de tergiversarea executării acestei lucrări, le știu eu și vi le spun imediat. Nu este deloc de lăudat faptul că după ce s-au făcut atâtea cheltuieli, acolo venim acum și spargem din nou asfaltul, venim din nou și stricăm o zonă unde astăzi, fiind vară, ar trebui să meargă vacanță să meargă copiii în crâng pentru relaxare. Din păcate, lucrul ăsta nu se poate întâmpla fără a avea stres. Acela că, e adevărat, domnule, știu, trebuie făcut, dar toate la timpul lor. Da, de ce nu le facem la timp? Vă spun așa, trebuia terminat în luna ianuarie. Astăzi am luat legătura în după amiaza acestei zile, odată stabilit subiectul pentru astăzi, l-am sunat pe domnul Timotei Oprea, purtătorul de cuvânt de la compania de apă. Cu mare rugăminte, în seara asta, în timpul emisiunii, cu dumneavoastră de față, intervenție telefonică. Domnul Oprea, ne spuneți acum de față cu domnul Barbu și de față cu telespectatorii ce se întâmplă. Și a spus, doamnă, nu pot să intru prin telefon că eu sunt plecat din localitate. Asta m-a amuzat în primă instanță, că din moment ce vorbeam la telefon și dânsul fiind plecat, puteam vorbi la telefon cu dânsul plecat și în timpul emisiunii. Da, n-am vrut să mai comentez acest lucru. Și am întrebat de ce avem lucrarea asta acum abia începută, nu mai zic când trebuia terminată. Mi-a spus așa, doamnă, când cel care execută lucrările dă un termen de finalizare, doamna acela este așa estimativ. Nu putem să fim siguri niciodată că se termină atunci. Da, este un răspuns de un neavizat, un răspuns de neprofesionist, pentru că între cele două părți există un contract, un contract cu termene. Care are oricum marjă de eroare și așa mai departe și de timp. Niciun termen nu poate fi prelungit pentru o asemenea lucrare cu cel puțin 7-8 luni, pentru că până la urmă, după ce era termenul de punere în funcțiune... Vă spun eu că mi-au aproximat 9 săptămâni când se va termina această lucrare. Asta înseamnă 3 luni. Și cu 6, 9 luni. Și mai punem 3, așa că sunt eu sigură că nu vor fi 9 săptămâni și vor fi mai multe. Și gândiți-vă cu cât se depășește până la un an, domnul Barbu, estimăm un an de zi. Exact. De ce se întâmplă lucrurile astea? De ce se întâmplă la Buzău lucrurile astea? Că peste tot avem problemele astea. Peste tot. În tot ceea ce înseamnă contracte și unde este primăria implicată, lucrurile sunt de proastă calitate, banul este întotdeauna de 10, de 100 de ori mai mult cheltuit pentru lucrarea respectivă, lucrurile nu sunt de calitate acolo unde primăria pune banul și de asemenea tergiversarea dării în funcțiune este unul dintre motivele pentru care în general noi care avem acces la informații suntem nemulțumiți de faptul că nu există
un mod radical de a pune problema. Cine nu se încadrează în termene, nu mai primește lucrări niciodată. Sau nu își primește toți banii, sau este penalizat. Sunt sancțiuni prevăzute prin contract, este normal. Domnul Barbu, că sunt prevăzute e una, că nu se aplică niciodată e alta. Eu n-am trăit momentul ăla de un an de zile de când fac emisiune aici, să vine cineva și să spună, domnule, l-am sancționat pe cutare că n-a terminat la timp. Eu n-am trăit momentul sumele ăla. Sumele pentru neplata la timp în cartier. Nu. Nu, mulțumesc. În cartierul poștă s-au făcut niște lucrări de către o societate. Lucrări care, într-adevăr, au fost de calitate la vremea aceea. Au fost bani mulți acolo, pentru că primăria a avut în angajamentul de plată o anumită sumă care nu a onorat-o. Prin instanță, firma respectivă a câștigat procesul și a trebuit primăria să plătească enorm. A, deci firma a putut să ia de la primărie, dar primăria nu poate să sancționeze firmele care nu fac asta. Da. Păi și cum facem aici, că suntem ca păcală cu ușa? E simplu, când banul public, pentru modul cum cheltuim banul public, nu ne întreabă nimeni, da. Sau când ne întreabă, încercăm să găsim tot felul când de explicații, da. În momentul invers, când noi trebuie să întrebăm firma respectivă, nu avem curajul să o facem, pentru că întotdeauna au fost niște interese. De ce natură? Fiindcă știm că suntem cu musca pe căciulă. Au fost niște interese. Bănuiala la mea, că aminte nu pot să-mi explic. Da, așa este. Da. Altă bănuială nu prea putem avea. Trebuie să vă spun așa pe ultima sută de metri din emisiunea de astăzi că este ultima etapă de înlocuire a conductelor de pe magistrala Crâng Bălcescu și costă 330.000 de lei, bani în care compania de apă ar trebui să-și asume și reabilitarea zonei unde s-a lucrat. Asta înseamnă, înțeleg eu, poate... Nu mă pricep eu. Aduse... Asta înseamnă puse pavelele înapoi. Exact. Invers. Astupată groapa, puse, v-am zis că nu mă pricep, puse pavelele, după care tot ce sapă ei și taie asfaltul pe, pe stadionul și pe Bălcescu, asfaltat la loc, făcut tot ăsta. Dar dumneavoastră credeți că din ăștia 330.000 de lei pe care i-am încercuit eu aici și mai încercuiesc o dată cu Pixul, mi-asfaltează compania de apă, pune pavelele înapoi și trasează trecerea de pieton de la, din fața restaurantului de pe Bălcescu? Întreb. Păi lucrarea în sine înseamnă că nu-i pe o lungime foarte mare. Explicația mea, asta ar fi. Deci numai acolo, cred că nodul ăla, legăturile acelea în zonă și nu... La ce crater au făcut băieții craterul, la fața craterului? Dar acolo, dacă o să vă uitați mai cu atenție... Sau o fi lucrând vreun Dorel, care a făcut o groapă mai mare decât Dorel, i-ar fi trebuit. Dorel rupe și altceva și costurile sunt mai mari. Da, e posibil să avem costuri mai mari la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Trebuie să le spun celor de acasă că nu este nici prima și totodată nici ultima emisiune ce vizează compania de apă, doamnelor și domnilor. S-au adunat niște nereguli, e momentul să le tranșăm în direct săptămânal, așadar și săptămâna viitoare vreau să ne vedem, domnul Barbu. Cu plăcere, în măsura în care și eu o să... Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Aducem din nou în discuție subiectul apei pe care buzoienii o primesc la robinet în această seară, invitat din nou... alături de mine în platoul de la TV Buzău, domnul Ion Barbu, consilier local. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație.